Ora 15, doamnelor și domnilor, bună ziua, bun găsit la Regiunea în Obiectiv, producția TVR Cluj, în care dezbatem informații și actualității din Transilvania, din toate domeniile de activitate, împreună cu invitații noștri. Eu sunt Ovidiu Damian și voi fi gazda dumneavoastră în următoarele 55 de minute. Muzeul Național de Istoria Transilvania, alături de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a organizat conferința intitulată Frontiers of the Roman Empire Europe la Cluj-Napoca. Discutăm despre acest eveniment în deschiderea ediției de astăzi a emisiunii noastre cu domnul doctor George Cristian Cupcea, director general adjunct al Muzeului de Istorie a Transilvaniei. Vorbim apoi despre faptul că persoanele care abuzează de Facebook sau de alte rețele sociale sunt mai predispuse să-și părăsească iubitul sau iubita, deoarece nu au timp să-i acorde atenția cuvenită, ci se concentrează pe un prezumptiv partener virtual cu care își împărtășește fanteziile, emoțiile și nemulțumirile din relație. Un psiholog va veni alături de noi în platou Regiunea în Obiectiv și vom dezbate această temă, iar la final vă invităm la teatru, la piesa Ménage à trois. Așadar, doamnelor, domnilor, cum vă spuneam, specialiștii implicați în cel mai amplu proiect arheologic de istorie al Europei s-au reunit la Cluj-Napoca. Granița Imperiului Roman, care străbătea întregul continent, ar putea deveni sit UNESCO, iar cel mai complex sector al limesului se află în România. Urmărim chiar acum un material realizat de colegul meu, Andrei Biro, după care revenim în platou. Rămâneți cu noi! Granițele Imperiului Roman se întindeau de la Oceanul Atlantic până la Marea Neagră și Marea Roșie, cuprinzând și nordul Africii. Ca în epoca romană, în care era un mare schimb de populații și trupe, noi facem schimb de cunoștințe pentru a înțelege mai bine frontierele romane. Există chiar proiecte transnaționale de cartare și punere în valoare a limesului. Urmează și noi să propunem un sit transnațional, cealaltă porțiune de Dunăre a limesului, în colaborare cu Serbia și Bulgaria. Va fi propus și limesul dacic sau granița Daciei, care este cel mai important sector din punct de vedere al complexității din Europa, pentru că este și cel mai lung și cel mai mare monument de altfel din România. E un proiect impresionant și cea mai mare secțiune, dacă e vorba să vorbim de mărime, va fi pe teritoriul României. Este vorba de două secțiuni foarte importante din limesul dunărean și cel dacic, în întregime cel dacic. Deci suntem în situația de a documenta un patrimoniu foarte vast. În decursul cercetărilor au fost realizate descoperiri spectaculoase. La sfârșitul anului trecut am descoperit o parte din granița de vest a Daciei despre care nu știam mare lucru și care se află în județul Cluj, în apropiere de Cluj, de altfel, între castrul de la Bologa și castrul de la Gilău. Pentru cartarea limesului se folosesc tehnologii de ultimă oră, cum ar fi geofizica sau fotografia aeriană. Documentația pentru înscrierea în patrimoniul UNESCO trebuie finalizată până în anul 2021. Am revenit în platou, doamnelor, domnilor, alături de mine se află domnul doctor George Cristian Cupcea, director general adjunct al Muzeului Național de Istoria Transilvaniei. Bună ziua, vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Vorbiți-ne, vă rog, despre această întâlnire de la Cluj-Napoca. Ce s-a discutat, ce s-a întâmplat? Practic, întâlnirea a reunit cei mai importanti specialiști din Europa în problema înscrierii frontierelor romane, frontierelor Imperiului Roman în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Aceste întâlniri se desfășoară periodic în diferite țări implicate în proces și anul acesta a venit și rândul nostru. Practic, aceste întâlniri au un rol consultativ, fiecare dintre țările participante la proiect urmărind în a-și răspândi cunoștințele și realizările în domeniu, în problemă, și pe de altă parte de a se consulta și de a ajunge la soluții optime pentru a ne atinge scopul comun. Deși sectorul de frontieră romană din Europa începe din Marea Britanie, de acolo n-am reușit să avem invitați cu această ocazie, însă ne-au trimis documentația care îi privește. Cei mai importanți invitați au fost din țările Germania, Olanda, Austria, Ungaria, mai ales, dar am avut invitați și din Serbia și din Bulgaria. Toți aceștia sunt implicați în ceea ce se numește, din punctul de vedere al UNESCO, în înscrierea unui sit transnațional.
frontierele Imperiului Roman, după cum bine ați spus și în reportajul de mai devreme, se întind practic de la, din nordul Angliei și până la Marea Roșie, să spunem, sectorul de nord. Și iată că cel mai complex sector, să spunem așa, se află în România, Limesul. Da, da. Nu întâmplător, pentru că în Europa frontierele se aliniază la cele două importante fluvii, Rinul și Dunărea, cu o mică excepție în Germania, unde s-a realizat practic un pod, mai bine zis o barieră artificială, între care se închidă Icul dintre Dunăre și Rin. Dacia însă este o excepție din acest punct de vedere, pentru că este o provincie care a fost fondată la nordul Dunării și pentru care nu s-a putut folosi Dunărea ca barieră naturală de apărare. Prin urmare, s-a folosit în mare parte relieful platoul transilvanean, efectiv. Această fortificare s-a realizat pe marginea acestui platou. Plecând de la Dunăre, să spunem, spre nord, a fost fortificat drumul roman de acces în Transilvania, de la Drobeta înspre Tibisp, în apropiere de Caransebeș, apoi s-a pătruns în Transilvania prin porțile de fier ale Transilvaniei, în apropierea cărora a fost fondată și prima capitală a provinciei, Ulpia Transarmize Ghetuza, după care s-a continuat fortificarea drumului imperial înspre nord, până la Alba Iulia, cu o mică, cum să zicem, un mic intrând în munții Apuseni pentru a supraveghea zona auriferă de la Roșia Montană și apoi revenind din nou pe Valea Mureșului până în zona aceasta. Până anul trecut, până la sfârșitul anului trecut, era foarte neclar traseul graniței de la Bologa, după cum spuneam, de unde aceasta intră în munții Apuseni și până la Valea Mureșului. Pentru că nu prea erau descoperiri de epocă romană în zonă. Totuși, echipa noastră a reușit la sfârșitul anului trecut să confirmă o ipoteză de a noastră mai veche, care presupunea trasarea graniței înspre interiorul provinciei, venind deci de la Bologa înspre Gilău. Au fost confirmate câteva turnuri romane, încă mai avem de cercetat și de completat seria, însă avem perspective bune în acest. Și vă propun să îl adăugăm în discuția noastră și pe domnul doctor Felix Marcu, manager al Muzeului Național de Istoria Transilvaniei. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru că sunteți în legătură telefonică directă cu noi. Da, bună ziua. Vreau să ne spuneți, vă rog frumos, care sunt cele mai importante coordonate care au fost trasate în această conferință ce a avut loc chiar la Cluj-Napoca. E cel mai important lucru și aici vorbesc în primul rând în calitatea mea de președinte a Comisiei Naționale LIMES, dar și de manager, pentru că Muzeul din Cluj este responsabil cu programul național LIMES în partea de nord și de vest. Conferința a început în prima ei jumătate și ăsta cred că a fost lucrul cel mai important, cu prezentarea documentației realizate deja și depusă la începutul anului la UNESCO, de către colegii noștri, o nominalizare transnațională de către colegii noștri din Germania, cu o porțiune de Limes care a rămas neinclusă pe listele UNESCO în 2005, Austria, Slovacia și Ungaria, pentru includerea acestei porțiuni de pe teritoriile țărilor acestor reprezentanți în pe listele UNESCO. Acest dosar conține 2.600 de pagini și era absolut esențial ca cei care l-au întocmit care au participat la această conferință să ne explice mult mai multe detalii pentru a înțelege de fapt pașii pe care urmează să îi facem și noi pe parcursul creierii documentației. După aceea au mai fost prezentate evident și situațiile momentele în care au ajuns celelalte țări europene urmând să fie înscris o nominalizare transnațională împreună cu Croația, Serbia, Bulgaria și România. Din România este vorba de porțiunea de granițe romane de-a lungul Dunării, din Dobrogea. Și în sfârșit, în final, noi am prezentat stadiul în care ne aflăm cu documentația începește Limesul Dacic. Iar la sfârșit au mai fost prezentate câteva aspecte locale sau din punere locală a unor muzee locale care se află pe aceste sectoare de Limes, în special din Germania. Pentru că ați pomenit de Limesul Dacic, o să vă rog să ne dați câteva detalii despre stadiul acestuia. Deocamdată, până în acest an sau până la sfârșitul anului trecut, pentru că anul ăsta abia a fost reinițiat programul, suntem într-o fază incipientă, în faza în care, de altfel, nemții se aflau în secolul XIX, în care inventariem, facem repertoriul siturilor,
iar în paralel am început să și decidem care dintre aceste situri, pentru că este vorba de 350 de situri aproximativ și unele, după cum spunea și colegul meu, se adaugă anual. În paralel, după cum spuneam, vom face și o selecție a acestor situri, pentru că nu toate vor face parte din, de pe listele pe care le vom propune la UNESCO. Principiile sau criteriile după care vor fi selectate sunt, evident, cele ale autenticității și integrității siturilor, dar urmează acum să stabilim și relații mai strânse cu autoritățile locale, cu municipalitățile și cu cele județene, pentru a afla și regimurile juridice ale terenurilor, și asta este important pentru viitorul management al acestor situri. Nu putem să le includem pe listă dacă nu putem face management sau nu pot face autoritățile în acele zone. Absolut, absolut. Mai vreau să vă adresez o singură întrebare legată de dezbaterile care au avut loc în cadrul acestei conferințe, grupate până la urmă în jurul a 15 prezentări de caz din majoritatea țărilor europene, iar invitatul meu din platou, domnul Cucea, ne dădea detalii despre țările participante. Da. Da, ce anume, ce, care este întrebarea sau ce se... Vreau să ne dați detalii despre aceste 15 prezentări de caz ce s-au reunit în cadrul conferinței. Asta vă spuneam de la început. În primele prezentări s-au referit și au prezentat colegii noștri din, și în primul rând colegul nostru René Ploaie din Austria, care a fost principalul autor și a studiului tematic anterior acceptat în 2017, care de fapt a fost la baza acestui dosar. El a fost și principalul autor al acestei nominalizări de care vă spuneam, de 26 de pagini. Asta, după părerea mea, a fost cel mai important, sau ăsta a fost cel mai important lucru pe care l-am aflat, urmând, evident, ca în viitor și în acest an și anul următor să mai facem întâlniri sau întâlniri și în Austria și în Ungaria și în România, pentru a afla mai multe detalii legate de această documentație. Adică principiile și cerințele UNESCO, chiar dacă sunt aceleași ca acum, să zicem, 20 de ani, diferența este că în 1987, când a fost înscrisă prima porțiune de graniță romană din Anglia, dosarul de nominalizare conținea 4 pagini, iar în acest an dosarul, după cum vă spuneam, cuprinde 2000 și ceva de pagini, 2300 și ceva de pagini. Așa că este o muncă extrem de complexă. Nu este doar o muncă științifică, este și o muncă administrativă și din acest punct de vedere este absolut obligatoriu ajutorul Institutului Național al Patrimoniului și autorităților locale. După aceea au fost prezentate pe rând stadiile în care se află fiecare țară în crearea acestei documentații. Serbia, Bulgaria, România, etc., mă rog, astea fiind în general, în linii generale, dar și stadiul în care se află, de exemplu, porțiunea încă neinclusă din nord-vestul Europei, iarăși un sector transnațional al Olandei și Germaniei. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați intrat în legătură telefonică directă cu noi. Iată, pomenea colegul dumneavoastră despre colegii austrieci, iar dumneavoastră chiar ne-ați adus DVD-ul cu documentația întâmplită de aceștia. Documentația este vastă, după cum spunea și Felix, peste 2000 de pagini. A fost tipărită în vreo 3 volume de dimensiuni considerabile și a fost tipărită în destul de puține exemplare, pentru că a costat destul de mult chiar și la acel nivel, însă numărul de exemplare, să spunem, obișnuit pentru o aplicație UNESCO. Colegul austriac, René Ployer, a coordonat această documentație, realizarea ei, însă practic este o documentație transnațională, pleacă din Germania, din Bavaria, trece prin Austria, Slovacia și Ungaria. Cu această ocazie s-a încheiat, să spunem, cel puțin teoretic sau cel puțin până la zi, etapa aplicației limesului dunărean, partea întâi. Limesul dunărean, după cum vă spuneam, este sectorul de frontieră care se desfășoară de-a lungul Dunării. Urmează, în ordinea firească, partea a doua a aplicației limesului dunărean, în care sunt implicate țările Croația, Serbia și Bulgaria și România, mai ales prin sectorul de graniță din Dobrogea. După cum știți, Dobrogea a făcut parte din Imperiul Roman, însă dintr-o altă provincie, iar frontiera acolo a dăinuit cu mult mai mult decât în Dacia până în secolul VI. Prin urmare,
când va, în următorii 2 ani, România va trebui să depună o aplicație separată pentru sectorul de frontieră romană din Dobrogea, începând cu Duru Storum și până la, practic, până la vărsarea Dunării în mare. Și în imediata apropiere a acelui moment, probabil vom reuși să depunem și documentația, dacă totul merge în regulă, documentația pentru limesul dacic. Da, să îl adăugăm discuției noastre și pe domnul Ovidiu Țentea, care este președinte al Comisiei Naționale de Arheologie. Se află în legătură telefonică directă cu noi. Mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră. Domnule Țentea, iată, a avut loc acest eveniment la Cluj-Napoca și vreau să ne vorbiți despre importanța lui și mai ales despre pașii următori pe care țara noastră va trebui să-i facă pentru a se alinia celorlalte comunități la acest proiect. Bună ziua! Mă bucur să mă alătur discuții, suntem chiar în pauza ședinței Comisiei Naționale de Arheologie și chiar am transmis colegilor din comisie impresiile de la întâlnirea de la Cluj. O să vă spun foarte sincer, încă acești pași sunt de fapt un demers de recuperare a timpului pierdut, care nu întotdeauna putem să-l facem coerent cu partenerii din Occident, întrucât Planul Național LIMES are, Programul Național LIMES are oarecare sincope de finanțare și de predictibilitate. Și atunci, dacă la acest workshop am împărtășit experiența noastră și experiențele colegilor noștri, noi am venit cu partea bună a realizărilor noastre, însă ne păstrăm între noi, ca să spun, problemele acestea de predictibilitate. Eu rămân optimist că ne putem încadra în acest ultim termen pe care proiectul a acordat României și să sperăm că la sfârșitul anului 2021 ultimele, să spunem, restanțe vor putea fi înscrise în listă. Reușește, domnule Țentea, Comisia Națională de Arheologie, din care dumneavoastră faceți parte, și celelalte foruri să convingă autoritățile decidente despre importanța, iată, a unei injecții financiare în susținerea acestui proiect? Personal pot să vă spun un lucru, că în măsura în care lucrurile merg bine într-o țară, în maniera unei administrații coerente, ceea ce, din păcate, în ultimii ani nu este cazul nostru, nici în materie de comisii care au rol consultativ lângă Ministerul Culturii nu putem face mai mult decât poate statul român. Iar statul român ar trebui să își asume că acesta este un proiect prioritar, atât de vizibilitate, cât și de integrare de plină culturile europene și la nivelul protejării acestui monument emblematic. Deci ar trebui să-i se acorde ceva mai mult decât o titulatură de proiect și recunoașterea pe cale administrativă a direcționării unor surse predictibile și constante. Acest lucru înseamnă destul de puțin pentru noi, dar este foarte semnificativ că noi de la un an la altul ne așteptăm la bugete câteodată mai mici, alocate târziu și, dacă se poate, cum e cazul acestui an, în trimestrul al treilea, ceea ce este o foarte mare problemă de adaptare a proiectului, activităților din teren, activităților de înregistrare și de recuperare a resurselor. Da, absolut. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și pentru că ne-ați dat detalii. A fost alături de noi telefonic domnul Ovidiu Țentea, președinte al Comisiei Naționale de Arheologie. Iată ce spunea domnul Țentea. Asta vis-a-vis de faptul că dumneavoastră ați punctat, cel mai complex sector al limesului se află în România, iar pentru cartarea lui se folosesc tehnologii de ultimă oră, geofizică, fotografie aeriană, ori alocările acestea de fonduri pe ultima 100 de metri uneori încurcă foarte tare lucrurile și vă împiedică pe dumneavoastră să aliniați proiectul la mișcarea internațională. Așa este. Practic, istoria acestui program național LIMES este destul de scurtă și de recentă. El a fost instituit... Dar ar trebui să fie prioritar, ne spunea. Evident, evident. A fost instituit la sfârșitul anului 2014 printr-un ordin al Ministrului Culturii, dar a funcționat sau a semifuncționat, să spunem, în lipsa vreunei finanțări până în 2016. De la acel moment încoace am reușit să devenim cât de cât operaționali, însă cu niște alocări bugetare mult, mult mai jos decât ar fi nevoie la un nivel minim de performanță,
Pentru că, vedeți dumneavoastră, noi venind din lumea cercetării arheologice și cercetării de teren, sigur, o mare parte dintre aceste situri ne-au fost cunoscute și le-am localizat, le-am identificat, le-am asigurat documentația primară. Însă rămâne mult mai mult în spectrul necunoscutului sau în spectrul cunoscutului parțial. Și atunci, pe de o parte, avem nevoie, evident, de fonduri serioase pentru a susține o cercetare de teren completă, în urma căreia să rezulte o documentație de teren completă, și pe de altă parte avem nevoie de echipe mari, serioase și competente, care să lucreze în realizarea pentru realizarea unei documentații de acest gen. Pentru că vorbiți de documentație, țin chiar acum în mână, telespectatorii pot să vadă pe micul ecran parte din documentația pe care dumneavoastră ați trimis-o către ICOMOS, din câte știu. Și o să vă rog să ne dați detalii despre acest Țineți sport. În mână un studiu tematic al întregii proprietăți UNESCO, al întregului monument. Acesta a fost solicitat de către ICOMOS în urmă cu câțiva ani pentru ca, într-un fel, să fie o anexă, un adendum la documentațiile în serie care vor urma. Pentru că acest studiu tematic vrea să sublinieze unitatea monumentului și unitatea, cum să spun, culturală, valoarea sa universală și de necontestat. Practic, acest studiu tematic a fost un efort din nou a trei colegi din străinătate, din Austria, din Germania, respectiv din Olanda, însă am contribuit toate țările pe teritoriul cărora se află monumente din frontierele romane la realizarea lui. Și este, după cum spuneam, un stadiu preliminar. Ca să revenim la programul național LIMES, în ciuda finanțării destul de subțiri și în ciuda întârzierii acestor finanțe, exact, în fiecare an, noi am reușit mai mult, cu mai mult entuziasm și mai puțin, să zicem, răsplată financiară, să coagulăm un colectiv de oameni pasionați și care vor să își lase contribuția în acest domeniu. Suntem cumva la jumătatea drumului, dar jumătatea care urmează e mult mai mare decât jumătatea care a trecut, adică ne apropiem, să spunem, de cumva de finalul procesului de inventariere. De acum încolo începe, din păcate, partea însă mai grea, pentru că urmează stabilirea de contacte cu toate autoritățile locale, urmează normarea perimetrelor acestor monumente, a zonelor lor de protecție, instituirea măsurilor de protecție, evident, a siturilor arheologice, și aici probabil că o să fie cele mai multe diferențe, pentru că cu cât sunt mai multe autorități locale, cu atât e mai greu să fim la unison. Însă va trebui cumva, sub o formă sau alta, să găsim un plan de management coerent și comun și să ni-l asumăm. Pentru că, vedeți dumneavoastră, UNESCO și lista Patrimoniului Mondial, primul lucru la care se gândește cineva când vorbește despre înscrierea unui monument pe această listă este că UNESCO va da bani. Din păcate nu este așa. Înscrierea unui monument pe lista Patrimoniului Mondial înseamnă o responsabilitate pe care noi trebuie să ne asumăm în protecția și în valorificarea monumentului. Un subiect care rămâne în atenția noastră și care ar fi bine să intre și pe agenda decidenților, nu-i așa, o oportunitate extraordinară pentru România. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost astăzi alături de noi la Regiunea în Obiectiv. Mergem acum, doamnelor, domnilor, mai departe. Trei refugiați sirieni și-au găsit locuri de muncă la o fabrică de lipii. Războiul a alungat peste hotare, departe de familie, dar într-un final au reușit să-și găsească liniștea chiar în țara noastră. Chiar mai mult decât atât, un loc de muncă stabil care să le amintească de tradițiile lor. Este vorba despre trei refugiați sirieni care lucrează acum la prima fabrică de lipie din Transilvania. Unul dintre ei, fost profesor de franceză, este acum chiar directorul acestei fabrici. Urmăriți un material realizat de colegii mei de la știri, după care revenim în platou. Fabrica de lipie sau pâine arăbească, cum este numită în Orient, a fost deschisă în urmă cu câteva luni în cea mai mare comună din țară, Florești. Aici lucrează și cei trei refugiați sirieni, care au reușit să se integreze foarte bine la noul loc de muncă. Cea mai impresionantă, dar și cea mai tristă poveste este a lui Sami. A fost profesor de franceză la un liceu din Alep, până când războiul l-a alungat departe de casă. Eu lucrez la Siria 13 ani. Și după am plecat de la Siria pentru la problem Siria acum.
șansă mi-au este aici la România. Am șansă foarte mare pentru că oamenii români este tolerant. De la catedra de profesor, Sami a trecut în fotoliul de director al fabricii. Acest lucru nu l-a făcut să uite nicio clipă de semenii lui. Am angajat Roma și Siria, refugiat. Lipiile au gustul tradițional cu ajutorul lui Mohamed și Narvas. Atunci când lucrează, se gândesc la familiile lor, pe care speră ca într-o zi să le aducă în România alături de ei. Acum nu mă vorbesc cu familia, cu WhatsApp, cu internet și ceva. Cred, stau aici, știi? Și după aia, cred, face casa și familia aici. Deci o să aduceți familia aici? Da, sigur. Angajații români s-au împrietenit repede cu sirienii. Sunt niște băieți foarte harnici, educați. Sunt mândră de ei că s-au integrat atât de bine printre noi. Și sper să se simtă bine în compania noastră. Ușor, ușor se integrează și încep să vorbească și românește. Cel care a pus bazele fabricii de lipie este un tânăr antreprenor care s-a născut tot în Siria, dar a crescut la Cluj. O afacere de acest gen începe de la brutar, să zicem, care știe, trebuie să știe rețeta la perfecțiune. Am avut foarte mari dificultăți în a aduce. Am adus un brutar, apoi am început să căutăm și personal care se plieze bine pe acest tip de afacere. Am ajuns la centru de la Baia Mare, centru de la Șoncuta Mare, de lângă Baia Mare, unde am găsit și trei persoane. Cei trei sirieni au ajuns în România în urma cotelor de refugiați stabilite de Uniunea Europeană pentru statele membre. Ați urmărit un reportaj realizat de colegul meu, Antonio Miclea. Noi mergem acum mai departe, doamnelor și domnilor. Persoanele care abuzează de Facebook sau de alte rețele de socializare sunt mai predispuse să-și părăsească iubitul sau iubita, deoarece nu mai au timp să acorde atenția cuvenită, ci se concentrează pe un prezumtiv partener virtual cu care își împărtășește fanteziile, emoțiile, nemulțumirile din relația pe care o are. Asta susține invitata mea din platou, Lenke Iuhoș, psiholog. Mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Vreau să ne dați detalii despre aceste studii interesante. Facebook-ul este o apariție scenică în societate. De ce denumesc eu așa? Cu multe efecte pozitive, dar iată, se pare și cu niște rădăcini, cu niște umbre acolo. Da, chiar de aceea spun eu, are o apariție scenică. De ce? Oamenii apar pe scenă, pe Facebook, cu poze, cu viața lor privată, socială. Însă aceste fotografii, acele cuvinte, de multe ori ascund niște conținuturi care sunt adevărate în relația lor de parteneriat în familie. Adică, eu ca femeie îmi pun niște poze, ceea ce îmi place mie, le aleg, da? Aleg niște cuvinte care îmi creionează o imagine pozitivă. Însă, adică nu vedem persoana reală, ci vedem o imagine ideală? De multe ori, da. Poate da. Chiar deformată, falsă? În ultimii ani, deja oamenii au recepționat că acel Facebook sau rețelele de socializare pot să ne arată acea imagine pe care noi o dorim realmente. Imaginea aceea, profilul acela psihologic, emoțional, de societate pe care noi am dorit să fim sau să o îmbrăcăm. Generalmente sau de multe ori aceste imagini sau aceste poziții pe Facebook ascund câte ceva. Ce fel de elemente ascund? Ascunde dinamismul psihicului. Adică, astăzi sunt fericit, mâine nu mai postez, poimâine nu mai postez, am niște lacune, nu mai știu ce să fac, ce fel de apariție să pun. Nu prea am văzut eu scene din viață care au elemente negative. Realmente e bine. Însă, de multe ori, aceste imagini pozitive, cu o tentă de multe ori chiar fizică, sexuală, duc spre dezavantaje, destrămări în relații.
Chiar o concluzie foarte interesantă la care ați ajuns și pe care aș vrea să o citesc. După câteva luni se produce deja distanțarea emoțională față de partenerul din lumea reală. Da. E un timp, mi se pare, scurt în care iată această ruptură se poate produce. Chiar după 3 luni, eu am experiență cu clienții mei care mă caută în acest sens. Foarte simplu îmi spun ce să fac cu el sau cu ea, să pună odată telefonul jos, să mă asculte. Cum se derulează acest topogan atât de repede? Atât de ușor putem aluneca, iată, 3 luni e un termen și pur și simplu deja da, lucrurile se șubrezesc. Da, pentru că noi tot timpul noi suntem ființe umane. Noi ne găsim, căutăm cum ne căutăm hrana. Alimentația sănătoasă, sportul, vestimentația, așa ne căutăm și echilibrul emoțional. Dacă nu găsim noi acel echilibru psihic, emoțional sau chiar financiar în viața noastră, tindem să avem niște comportamente care ne ascund suferințele. Și ce facem? Ne punem cu telefonul în mână, dăm un click și apare o imagine socială, activă, care se mișcă cum îmi doresc eu. Privesc ceea ce doresc eu, mă pun și vizualizez o imagine sau o persoană pe cine doresc eu, poate îl privesc cum doresc eu și de aceea apar și acele atracții. Văd o imagine, apare cineva lângă un copac, lângă un pian. Realmente, ce face creierul nostru? Acționează? Ce pulsează? Sentimentele acelea de atracție, ceea ce sunt foarte normale și foarte bine că apar. Îmi place. Wow! Aici se face diferența între oameni și oameni. Și eu spun, wow, ce frumos, ce frumoasă. E ok. Însă... Bun, atunci când vorbim despre ceilalți, aceia văd imaginea pe care le livrăm noi pe Facebook. Dar noi știm că atunci când închidem butonul, când punem telefonul la o parte, noi nu suntem așa cum ne-am prezentat acolo. Nu duce asta la o pierdere a busolei până la urmă? Cine sunt eu? Cel care mă promovez acolo sau eu acela care știu că nu sunt așa cum... Dacă îmi permite să spun, uitați, folosesc acum un simbol. Eu sunt persoana care pun imaginile dintr-un borcan. Sau ajung la un moment dat să le confund, aceste două imagini? E posibil, depinde de vulnerabilitatea omului. Dacă are acele frustrări, acele lacune mici în viață în care el nu se simte bine, se simte părăsit, nu se simte în centrul atenției, cumva la job totul merge obișnuit, deja nu e remarcat. Monotonie. Da, monotonia face parte din normalitate. Încă o dată, cuvântul diferența este foarte important în tot ceea ce facem între un om care este împlinit și fericit pe moment și unul care este monoton, să nu folosim nefericit. Diferența face cum reacționăm noi realmente la realitate. Adică eu dacă mă pozez într-o imagine pozitivă, să mi asum, dar să mă controlez. Ce zic? De ce spun asta? Să-mi asum, adică să mă educ și să mă duc și în viața mea socială să fiu o persoană activă, vitală, vie și energică în viața mea de cuplu. Cred că lucrurile se complică și mai mult atunci când coborâm vârsta, când ajungem la adolescenți, poate chiar la vârste și mai mici, pentru că nu e așa, vedem foarte mulți copii, adolescenți, tineri cu telefoanele în mână tot timpul, acolo unde stima de sine cred că este încă într-o etapă de construcție, unde cu atât mai mult aceștia își doresc să aibă o imagine poate hipergonflată uneori. Da, aveți mare dreptate. Nu spun că e rău să aibă un profil. Însă acel profil efectiv să fie controlat de către părinți. Dar dacă ei nu chiar vor doresc. Asta, dar ei se ascund. Hai să zicem că există. Dar ei spun încetează să-mi controlezi viața. De ce te uiți în telefonul meu? Asta spun adolescenții tineri. Tinerii noștri
și îi acord dreptate lor. De ce? Pentru că ei sunt la o vârstă în care încă nu se cunosc. Efectiv, neurologic, ei încă nu sunt dezvoltați să aibă conștiința de sine, de aceea nu sunt capabili să-și aleagă cum trebuie ținutele, alimentația, orele la care să participe. Ei se văd așa o lume cu fluturaș, cu baloane, cu frumuseți, cu niște probleme pe care așa le dă deoparte, le rezolvă altcineva. Realmente e destul de riscant ca un adolescent să aibă un profil necontrolat, pentru că acolo deja se activează o altă viață, o viață imaginară. Ei nu știu să facă diferența între real și imaginar. Asta duce în pericol, garantat. Poveneați tot în aceste concluzii pe care le am aici în față și despre faptul că atunci când se produce această înstrăinare între parteneri, prin cufundarea în idealul rețelelor de socializare, devine din ce în ce mai greu sau poate că își pierd curajul aceste persoane să mai comunice partenerului real problemele și nevoile care nu sunt satisfăcute în acea relație. Da. Pe Facebook, de multe ori pe Messenger, apar niște conținuturi despre viața lor privată, ceea ce de multe ori arată faptul că ei mai bine merg într-o zonă necunoscută, își aruncă, realmente folosesc acest cuvânt pentru că așa este, când îți arunci viața privată și vorbești despre niște elemente interioare din viața ta, înseamnă că deja e o problemă. De ce cu atât de multă ușurință pot să facă lucrul ăsta în fața unor străini, în fața într-un mediu necunoscut și mult mai greu vis-a-vis de partenerul cu care împarte o relație care se presupune că are la bază, nu? Ce am observat eu prin observațiile mele empirice și cele interviurile clinice pe care le fac, am observat că oamenii au momentul acela de îmi pun mesajul, dar mă pot retrage oricând. Pot să fug de acolo. Închid Facebook-ul, lipsa profil. De asumare, da, de responsabilizare. La cine se întâmplă acest lucru? La oamenii care nu au conturat stima de sine. Stima aceea de sine, de calitate a omului, nu este destul de ridicat. Atunci omul este destul de vulnerabil. Nu are calitățile exteriorizate. El nu este conștient. Eu sunt bun, eu sunt frumos, pot să fac față. Ar fi bine ca oamenii, e bine să spui câteodată acele neplăceri din viața ta, dar totuși, întoarce-te acasă, întoarce-te acolo unde te așteaptă partenerul, pune-te la un ceai bun și discutați. Folosiți-vă cuvintele, emoțiile și el este exact așa om, tot așa arată ca și celălalt care e ascuns pe Facebook. Realmente, eu am observat că oamenii care se întorc acasă în parfumul casei lor găsesc soluții problemelor lor, adică cauzelor. Sunt ultimele două minute din această intervenție și pentru că spuneați puțin mai devreme despre faptul că foarte mulți astfel de oameni găsiți în cabinetul dumneavoastră, vreau să vă întreb cam ce ar trebui să facă ei sau cum se lucrează în astfel de cazuri pentru a se ameliora toată această situație. În primul rând să accepte că această aplicație sau aceste rețele de socializare există. Nu le putem opri pentru că ține de viața noastră și de modernizare. Să fii transparent în acceptare, adică accepți, însă poți să negociezi. Hai să discuți pe Facebook sau pe rețelele acelea, numai pe business. Când ai ceva probleme, te rog frumos să vii la mine, îngăduiește-mi să te ascult și dacă pot, hai că discutăm aceea. Deci totul depinde de relația aceea interumană. Și de stabilirea unor limite clare, înțeleg. Da, negocierea este binevenită peste tot. Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi, psihologul Enke Juhoș, concluzii interesante. Ménage à trois, un spectacol în regia lui Sorin Misirianțu, care este de altfel în platou alături de noi și alături de Ioan Isaiu, actor. Bine ați venit! Bine v-am salut, Ovidiu!
Menajul tău a călătorit, a venit și la noi, în platou am mai discutat despre el, a fost la Paris, a fost într-o grămadă de locuri și iată, în 12 mai, înțeleg, se reîntâlnește cu publicul. Da. Zi tu primul. Da, e un spectacol care a avut un destin foarte fericit, să spun așa. Pe lângă faptul că a mers peste tot în țară, mai puțin în zona Moldovei, recunosc, am mers în Franța, în Germania, în Belgia, în București. S-a jucat foarte mult. S-a jucat foarte mult la Palatul Copiilor. Interesantă alăturare. Da, pentru că na, a avut un destin internațional. Urmează o ușoară Australia și cu el mai încolo. Dar acum vrem să poposim în Cluj. Pentru că Clujul l-a primit de încă două ori foarte bine. Am jucat acest spectacol la Teatrul Național cu sălile arhipline. E o comedie foarte reușită, o comedie foarte bine pusă în pagina de Sorin și jucată de noi cu drag și asta se simte, se simte pe scenă. După cele două săli pline naționale, de data aceasta am ales sala Florin Piersic. Cinematograf. Cinematograf Florin Piersic. 12 mai, ora 19, 19. Cinema Florin da, da, Piersic, să le reamintim celor care ne urmăresc. Și cred că publicul a ținut în viață spectacolul ăsta de-a lungul anilor și cu siguranță va fi la fel și aici la Cluj. O reîntâlnire a la grande cu publicul clujan. Sorin, vorbește-ne, te rog frumos, despre această construcție pe care tu ai făcut-o, o comedie spumoasă cu o poveste interesantă. Da, în primul rând trebuie să spunem că autorul este Neil Simon, un autor extraordinar de cunoscut și de jucat pe Broadway, unul dintre cei mai celebri dramaturgi de comedie din lume. Ne-a oferit suportul unui spectacol foarte savuros, un text pe care dacă îl iei prima dată în mână, te gândești ca scenarist să-l faci sitcom. Deci se râde cam la două minute, ceea ce în sitcom, dacă depășești două minute, mai stăm la povești. Nu vorbesc de sitcom în românești. Și atunci noi am încercat să fructificăm tot ce a scris acest autor regretat, îl regret din tot sufletul, că nu ne-a lăsat decât vreo 6-7 piese, din păcate, printre care Un cuplu ciudat, Desculți în iarbă și așa mai departe, Biloxi Blues. Omul nostru ne-a ajutat, îi mulțumim, îi trimitem o rază acolo unde și este. Și iată ce frumos că una dintre aceste opere ale sale este pusă. Această piesă se numește Fica Inului Național, ca titlu original, și am adaptat-o noi și i-am spus Ménage à Trois. E un pic mai catchy la public, pentru amatorii de senzații tari. Să știe că nu are niciun fel de conotație sexuală, dar absolut niciuna. Este un spectacol... ce ai optat pentru această trecere de la titlul... Pur comercial, da, da, titlul nu vinde, crede-mă. Fica Inului Național este un titlu auster, după părerea mea. Și titlul ăsta pe care l-am... Iată că s-a verificat în timp. Mulți au venit pentru titlu, mulți au venit și pentru Ioan, mulți au venit să vadă Neil Simon și până la urmă această combinație de gusturi a dus la ceva fericit, adică săli pline. Lucru pe care ni-l dorim și sâmbătă 12 mai la Cinematograful Florin Piersic, unde jucăm a doua oară. Am jucat și Amantul Înșelat în cadrul unui festival făcut de TIMAF. Și acum, a doua oară, ne simțim foarte bine acolo. E o sală chiar, chiar bună, propice pentru teatru. Au mai fost și alte spectacole invitate de la București. Lumea deja știe, a fost Armand Calot, a fost Horațiu Mălele, au mai fost alte artiști de la București. Chiar și Florin Piersic. Și, bine, Florin Piersic joacă foarte des piesa asta, Străin în noapte, acolo. Deja ai zis Florin Piersic. La el acasă. Ai vândut sala din start, nici n-ai clipit, ci e vândută sala. Cam astea ar fi desenul tehnico-tactic al spectacolului, un spectacol pe care îl iubim foarte mult și sunt convins că și publicul a auzit de el și va vrea cei care nu l-au văzut să-l vadă. Ionela Nedelea joacă... Nu joacă Ionela Nedelea. Nu, Ionela a jucat până a rămas însărcinată și a intrat colega noastră, actuala colegă, că acum a terminat facultatea la Londra, Facultatea de Teatru, Anca Lăcusteanu. Anca Lăcusteanu se află în distribuție alături de voi, în Ménage à Trois. Exact, și ea va veni special de la Londra. Extraordinar, iată oportunitate pentru un actor la început de carieră să joace alături de voi, nu clar CV-urile voastre. Bine, Anca a avut șansa să lucreze într-o trupă studențească pe care a coordonat-o Sorin.
și el a încurajat-o foarte mult să meargă mai departe pentru că are talent. E o actriță talentată. De-aia și joacă în compania noastră, pentru că e foarte greu să joace în companie. Glumesc. De ce? Nu, glumesc. Spectacolul a suferit niște modificări de distribuție de-a lungul timpului, totuși se joacă de 6 ani cu succes peste tot și nu contează, chiar dacă se schimbă actorii din distribuție, succesul e același, pentru că e foarte bine pus în pagină, e foarte ușor să intri în piesă ca actor suplinitor și proiectul merge înainte. Asta e paradoxal. Apropo de public, l-am jucat la Palatul Copiilor la București, la 800 de oameni. Și o lucru foarte amuzant, trebuie să-l zic, nu jucam în piesă, juca Liviu și m-am dus în sală și impresarul mi-a zis, bă, nu vrei totuși un loc? Nu, mă, la 800 de oameni acum, mă strecor eu acolo. Mă așez, aveți aici loc? Nu. Mă duc 2 locuri mai încolo. Aveți aici loc? Nu. Aveți aici loc de vreo 4 ori și un tip vede... Și zice, îl vezi pe tipul ăla care se tot ridică? Și zice, ăla e regizorul spectacolului. Eu m-am bucurat că m-au tot ridicat pentru că nu a fost niciun loc liber. 800 de bilete sold out. Extraordinar. Da, contează, apropo de asta, în momentul în care jucați într-o sală cu un public mai mic sau cu un public mai numeros, apropo de propagarea acestui sistem, mai ales că vorbim de o comedie spumoasă, spuneai că se râde foarte mult. Spectacolul Menajatura a fost jucat și în teatru de club pe care îl coordonează Sorin, cu sala plină, dar sala plină însemnând 80-100 de locuri maxim. Nu se compară. Și nu se compară cu o sală de 800 de locuri, care în momentul în care începe să râde, tu trebuie să faci o pauză de aproximativ un minut ca să... Nu ai filmările de la spectacol? Un pic de... Le-am difuzat la Regional Cafe. Ah, le-ai difuzat. Pentru că acolo se vede clar, este filmat chiar la Teatrul Național, unde se face pauză de râs. Nu poți să vorbești peste ei. Realmente, nu. Până se liniștesc, continuu. E o emulație a hohotelor. Și noi ne simțim bine. Adică, oricum teatrul e un schimb de energie între sală și scenă și viceversa. Și una e când îți parvine energia 800 de oameni pe care trebuie să o încasezi și trebuie să o treci prin tine și în același timp tu te adresezi celor 800 de oameni cu aceeași măsură de energie. E un fenomen. Da, asta este un lucru foarte interesant care cred că merită să fie dezbătut și mi-aduc aminte de un interviu pe care l-am avut cu Kate O'Toole, cu fiica lui Peter O'Toole și care spunea comedia de fapt nu este doar o hăhăială, nu este doar despre râs, ci de fapt în spate este un sentiment mult mai profund de la inima actorului la inima celui care te urmărește. Credeți, înțeleg, în această categoric, și feedback, și dacă nu există feedback și energie care să curgă dinspre tine spre el, spre spectator și dinspre el spre tine, este o carte scrisă de Mașe care se numește Arta de a fi spectator. Nu oricine poate să fie spectator și nu oricine înțelege, deși noi ne adresăm absolut oricui. Da. Înțeleg că nu e atât de ușor să faci comedie. Părerea mea și nu numai a mea, și a lui Sorin, care ne-a fost inoculată de o mare profesoară, Sorana Coroamă Stanca, e că cel mai greu de jucat e comedia. Comedia serioasă, comedia cu credință, nu comedia bufă, nu comedia Charlie Chaplin, Stan și Bran, cu poante fizice, cu... Nu, comedia în care tu crezi în situația aia până la capăt, chiar dacă situația e hilară. De acolo comicul adevărat, de acolo energia pe care o transmit, energia comică, să spunem, pe care o transmis publicului, care percutează în el și declanșează acel hoho de râs sincer. Ci este o rigoare aproape matematică, dacă nu chiar matematică. Sunt niște scheme de comedie, niște pauze, ca în bancuri, n-ai văzut? În bancuri întotdeauna. A doua zi, a treia zi, am început să văd puțin cu stângul. Toate sunt la fel și aici și în teatru. E o gradație, o măsurare aproape milimetrică, după care vine poanta. Ea trebuie să aibă și un suport clar de text, fără textul ăla. Uite, și acum am jucat un spectacol la Național, jucăm împreună tot noi doi și cu Ovidiu Prișan, angajare de clown. Se râde, dar textul nu are suportul lui Neil Simon. E un vișniec extrem de complex, de sumbru pe alocuri, de tenebros. De fapt, acolo e o dramă existențială. Exact. Pe un suport comic. Da. Ar fi o dramă comică. Dar nu are, nu are suportul textului ăstuia de ne comedie. Ne spun prieteni care vin și ne spun, am râs. Da, a fost un râs cu plânsul.
Da. Și asta am vrut să transmitem, asta am reușit să transmitem. Asta este momentul în care voi înțelegeți că mesajul vostru a ajuns la oameni. Da. Bine, sunt niște aplauze la angajarea de clown extraordinar de sincere și de prelungi. Frumos, ne simțim bine și noi, pentru că la urmă dăm tot ce avem mai bun și mai pur din noi în ora aia de spectacol. Apropo, e o oră și 20 ăsta menajator. Vă lasă acest text loc de improvizație? Râdeți de fiecare dată la fel atunci când jucați menaja a troa? Nu este nicio improvizație. Noi nu râdem. Publicul râde. Nu este improvizație. Dacă se mai întâmplă ca unul să mai scape câte un cuvânt, sau, dar ne ajutăm, dar ține nu e nicio improvizație. Și nu poți pe o schemă clară făcută dinainte tu să te apuci. N-ai nicio șansă. Crezi în această construcție care dă foarte clar rigorile piesei și fără ea n-ai ce căuta pe scenă. Gradele de libertate sunt foarte bine stabilite. Pare o chestie riguroasă, dar de fapt, cum zicea Sorin, fără rigoare nu încape comedia, că altfel treci în... Când să intru eu cu poanta, dacă tu te apuci și povestești despre bunica ta? Când să vreau eu să intru, să... Există spectacole de improvizație unde chiar te rugăm să improvizezi. Aici nu. Aici nu e cazul. Nu. Care este cel mai profund și actual mesaj pe care menaj a troa îl transmite? Be free, be yourself, bucură-te de viață. Indiferent ce ți se întâmplă, indiferent, ăștia trăiesc niște drame. Ei doi se luptă la un moment dat pentru o femeie. Ajung în zona asta absolut întâmplător, pentru că omul de care se îndrăgostește el, personajul lui, el nu e interesat de femeia respectivă. Eu o agresez, îi pun în poștă tot felul de cadouri, de chestii, leg de coada pisicii parfumuri scumpe și așa mai departe. O asaltez cu dragostea mea. Ce ai întrebat? Nu cred că unul dintre mesaje este prietenia. Prietenia. Asta vreau să zic, că ne despărțim la un moment dat din cauza ei. Dar prietenia primează. Da. Adică el poate să accepte că acea femeie de care el era ultra îndrăgostit s-a îndrăgostit de prietenul lui. Poate să accepte asta pentru valoarea prieteniei care există între ei. Ne-ați convins și cât se poate de clar că i-ați convins și pe cei care ne urmăresc acum. 12 mai. Ai invitația, 19, da? Ai primit-o? Am primit invitația, vă mulțumesc foarte mult. Cinematograful Florin Piersic. Florin Piersic, vă mulțumesc foarte mult și pentru noi că astăzi ați fost alături de noi la Regiunea în Obiectiv, care, apropo, doamnelor, domnilor, a ajuns acum la final. Eu sunt Ovidiu Damian, să aveți o după-amiază excelentă. La revedere!